Echipa locală de rugby a avut un rezultat încurajator în ultimul meci din campionat disputat împotriva CSM Suceava, partida încheiindu-se cu scorul de 42-15. Antrenorul sucevenilor felicită echipa Galațiului pentru rezultatul obținut în această partidă. A fost un meci foarte frumos. Galațul a fost peste noi, atât la capitolul fizic, chiar și tehnic. Noi am făcut foarte multe greșeli de mânuire a balonului. Cu toate astea, felicit echipa Galațului. Venind după o dureroasă perioadă plină de înfrângeri și în ciuda numeroaselor accidentări, gălățenii sunt încrezători în ceea ce privește perioada imediat următoare și anume începerea Cupei României. RCM Galați își propune să își reconstruiască imaginea de top în rugby-ul românesc în perioada imediat următoare. Un meci greu, ținând cont că suntem o echipă mult mai tânără decât am fost în primul eșalon acum, în primul tur al sezonului. Am ajuns o echipă mult mai tânără și nu ne așteptam să câștigăm, venind după o perioadă numai de înfrângeri. Sperăm la anul să avem altă față în rugby-ul românesc. Conducerea echipei de la Dunăre este mândră de rezultatul obținut și consideră că motivul rezultatelor slabe din ultima perioadă se datorează numărului crescut de accidentări din cadrul echipei. A fost un meci dificil, am jucat împotriva echipei de Suceava, o echipă cu vastă experiență în Divizia Națională de Seniori. Jucătorii și-au dorit victoria, am făcut și infuzia asta de juniori care au terminat junioratul anul trecut. Se vede o echipă galățeană și așteptăm ca în următorul sezon să facem o surpriză plăcută. Miercuri 1 octombrie, începând cu ora 13, RCM Galați va disputa primul meci din Cupa României împotriva echipei CSM Olimpia București.